Abia acum suntem ostași ai lui Hristos, slăviți să fie numele Domnului. Cuvântul de salut pe care l-a în seara aceasta se găsește scris în epistola antisobornicească a lui Petru, în capitolul 1, versetul 3. Pagina în Sfânta Scriptură 1191. Care spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, aleluia, Domnului nostru Iisus Hristos, amin, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, amin, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Glorie Domnului! La o nădejde vie. Amin. Amin. Iată la ce ne-a născut pe noi Dumnezeul cel viu și adevărat, slăvit să fie numele Lui. Ne-a născut la o nădejde vie. Oamenii care sunt afară și care își pun nădejdea în banii lor și în conturile lor și în mașinile lor și în vilele lor au, vreau să vă spun, o nădejde moartă. Pentru că toată nădejdea asta care veniți afară și toate conturile și vilele și mașinile, știți la ce sortine? Le așteaptă focul. Le așteaptă focul, iubiți frați și surori. Veneam pe carieră într-o zi cu un frate și mă întreba, oare ce se va întâmpla cu mașinile astea multe care circulă pe aici? Și am zis, nu te preocupa. Rămân la el martorii lui Jehova, că le moștenesc ei. Eu aș vrea să le rămână lor. Pentru că cei de aici, din Ebenezer și cei din Arganda și din toate bisericile lui Dumnezeu, vor pleca în cer cu Tatăl. Biserica lui Dumnezeu nu va mai fi aici. Pentru că noi nu avem nevoie de împărăția asta de aici. Noi n-am fost creați pentru foc. Noi am fost creați pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi avem o nădejde vie, frați și surori. Avem o nădejde care nu se poate pierde. Se poate pierde într-un singur mod. În momentul în care ești necredincios. Pentru că dacă ai credință și dacă, indiferent cât ar fi ea de mică, credința aduce nădejde. Niciun credincios n-am văzut deznădăjduit în lumea asta. Am văzut ortodoxi deznădăjduiți, catolici deznădăjduiți, baptiști deznădăjduiți, pentecostali deznădăjduiți. Știți ce n-am văzut? Credincioși deznădăjduiți. Pocăiți deznădăjduiți. Pocăiții n-au voie să fie deznădăjduiți. Pentru că ei au o nădejde vie. Amin. Au o nădejde vie care e de-a dreapta Tatălui în cer. Amin. Buddha îi mor undeva în Malaezia. Mahomet îi la Mecca, oase goale. Arsenie Boca îi la prislop, oase goale. Mormântul lui Hristos e gol. Mormântul lui Hristos e gol. Hristos stă de-a dreapta Tatălui în cer. Și vreau să aveți ceva în vedere. Vreau să aveți ceva în vedere. El vine curând. Aleluia! O venit smerit și blând. Într-un grad. Într-o iespe. Fără pampe și fără scutece aurite brodate ca oricum vin copiii noștri. O venit smerit. S-a făcut om ca și mine și ca și tine. Și-a dat viața pe cruce. Și-a plătit tot. O plătit tot pentru mine și pentru tine. Bravo, Domnule. O plătit la Golgota. Atunci când ultimele lui cuvinte pe cruce au fost, s-a sfârșit. S-a terminat. A plătit tot. Nu mai există nimic de plătit. De aceea tu și eu suntem în seara aceasta în Ebenezer. De aceea suntem noi aici, pentru tine o plătitor. Dacă n-ar fi fost așa, vă garantez că nici unul dintre noi n-ar fi fost aici. Nici unul dintre noi n-ar fi fost aici. Știți unde eram? Puteam să fim în orice alt loc în seara asta. Inclusiv la 2 metri sub pământ. Satana de multe ori a vrut să facă lucrul ăsta și cu mine și cu oricare dintre voi. Dar noi suntem aici pentru că avem o nădejde vie. Noi suntem aici pentru că trăim o nădejde vie. Amin. Atunci când eram pop ortodox,
Aseară am avut o lucrare prin Duhul Sfânt, prin o soră. Și atunci când purtai haine neagră, din îndrăzneală le-ai vorbit oamenilor despre niște tradiții pe care ți le-au predat alți oameni. Dar în momentul când m-am atins de coapsa minții tale, am pus în tine o înțelepciune înaltă pe care trebuie să o predai altora acum. Și de azi încolo, și din momentul în care am luat hotărârea să-L urmez pe El, aleluia, am lăsat tot în urmă. Dacă mai eram acum cum eram înainte, nici nu eram aici. Că aveam niște conturi pline și niște buzunare, așa stăteau. Acum cam bate vântul. Dar știți ce? N-aveți, poate, nici Donald Trump, că e numărul unu în lume, nu are ce am eu. Aleluia. Nu are ce am eu. El are banii lumii, are America la picioare. Dar eu știți ce am? Că l-am pe Iisus Hristos. Aleluia. Și de acum nu mi-l poate spate nimeni. Aleluia. Nu mi-l poate spate nimeni. Ce am câștigat eu, mi-ajunge. De aici încolo am zis, Doamne, vin. Și dacă vine în seara asta, aș fi cel mai bucuros. O să se vadă scaunele astea goale, să rămână ei toți, spaniolii, românii, restul, cu ce vor. Eu vreau să plec acasă. Aleluia, Doamne. Eu vreau să plec acasă. Amin. Pentru că nu se compară nimic din ce am trăit aici, cu ce voi trăi acolo. Aleluia, asta e nădejdea. Asta e nădejdea fiecare, trebuie să o aveți în inimile voastre. Amin. Și nu numai seara asta la Ebenezer. Și după ce ieși. Și aplicați la fiecare din voi să plece de aici cu nădejde vie. Amin. Să nu vă mai puneți nădejdea că voi face cu tare și cu tare lucru. Nu, fraților. Să zicem așa, dacă Domnul va vrea. Amin. Dacă până dimineață Domnul mai vrea să trăim, vom face. Amin. Și asta înseamnă tot cu nădejde vie. Ți-ai pus întrebarea vreodată, de ce te trezești când auzi alarma la ceas? Te trezești când auzi alarma la ceas. Telefonul dimineață. Știți de ce? Pentru că își arată Tatăl din cer îndurarea față de tine. Puneți orice ceas și orice alarmă, orice zgomot în un om mort. N-are nicio valoare. Nici tu n-ai nicio valoare faptul că te trezești dimineața. Valoarea ți-o dă Iisus Hristos. Asta îți dă valoare. Iisus Hristos te-a auzit alarma dimineața și te trezești încă o dată. Asta e nădejdea noastră vie. Iisus Hristos în noi, nădejdea slavei. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și facă Dumnezeu din seara aceasta o seară a bucuriei și a nădejdei vie. Pentru fiecare dintre voi care ați intrat aici. Și acelora care n-ați fost niciodată într-o biserică de pocăiți. Și nu știți ce fac pocăiții. Vreau să vă spun ceva. Faceți și voi ce fac ei. Adică pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Că nu există altă mântuire dată omului sub soare. Și nici într-un alt nume nu se poate omul mântui. Decât în numele în care cred pocăiți, Iisus Hristos. Glorie! Măriți și mântuiți.